Discuțiile despre dezvăluirile de la acest task au continuat în casa băieților și după live-ul de astăzi. Cristian le spunea băieților în timp ce aveau o discuție cu Liviu, spunea că asta a fost cea mai mică chestie care s-a dat în live din tot ce a povestit el, pentru că au fost altele mult mai caterincă, mult mai grave. Spunea că a fost cel mai nesemnificativ lucru care s-a putut da. Iar apoi s-au închis microfoanele, semn că mai povestită despre acest lucru și despre dezvăluirile lor care nu s-au dat pe post, evident, deși le-au discutat între ei. Majoritatea concurenților nu par foarte afectați de ce s-a aflat despre ei. În momentul de față s-au liniștit așa puțin apele. Nu știu ce cred părinților acum că au auzit și ei pentru prima dată aceste lucruri despre copiii lor, însă cu siguranță majoritatea dintre ei nu au fost deloc plăcut surprinși.